deci probabil că o să fim pe surprință. Am cântat mereu, știți, când sunteți obișnuiți. Sau vreau în seara aceasta să vă fac o mică mărturisire. Știu că poate sunteți obosiți, dar poate vă prinde bine. După câte știți, eu fac mulți kilometri în fiecare zi. Asta e job, fac și 600 și așa ca un om, mă consider așa mai spre vârsta asta, mai bătrânețe. Avem nepoți, avem 5 nepoți. M-am luptat și am zis că și comportamentul meu ca șofer consider că e un comportament creștin și trebuie și în lucrul ăsta să îmi îndrept toate lucrurile care le pot îndrepta. Mai puteam centura pe lângă mine și când vedeam poliția o băgam atunci și mai țineam telefonul la urechi și când vedeam poliția dădeam drumul jos și mă mai scărpinam prin cap ca să... Vă spun sincer, astea sunt lucruri care poate sunt mici, dar ele sunt legile astea ale țării și vedeți dumneavoastră, fiecare trece prin multe chestii și eu ca un om muritor, ca și voi, am făcut și eu lucruri din astea, dar m-ar vrea Doamne, ajută-mă să pot și în meseria asta să fiu sincer, să fiu corect. E foarte greu. Mă vă dați seama, numai un pic de aici până acasă să te pregătești, să spui ce vreau. Dar eu zi de zi, de dimineața, de la 4:30 până la 7, încă și ciorsăit aici, flaneaua, e aproape uzată de centură, de toate. E greu, vă dați seama că nu e ușor. Și de vreo 3 ani și jumătate, n-am luat niciun punct, fraților. N-am luat amenzi. Chiar eram bucuros, chiar am spus și lui, da, mă, mulțumesc la Dumnezeu, uite, cu ajutorul Domnului am început să mă îndrept, am început să fiu corect, cât se poate fi corect. Și în toamna asta, Domnul, noi întotdeauna, deci mă așteptam la un examen, dar nu mă așteptam așa de iute după ce am zis, la o săptămână și ceva după ce. Un pic m-am lăudat la Doamna, 3 ani jumate să nu plătești nici amendă, era un lucru frumos pentru mine. Și nu eram departe aici, eram în Ripsut și aveam un telefon, că nu, vă spun sincer, nu răspund la telefon, nu, zic, mă, să fiu corect. Și aveam o urgență, trebuia să răspund neapărat la telefon. Și dacă nu răspundeam, aveam un telefon nou, ca să vă spun până la capăt, și nici nu știam să ascult mesajul. Și zic, mă, dacă scăp telefonul ăsta și nu răspund, nu-i bine pentru mine. Până m-am învățat, dar atunci, în ziua aia, nu știam. Și am răspuns la telefon. Am zis că răspund repede, dar examenul meu a fost pregătit. Deci, Domnul, când am ajuns în momentul când am pus mâna pe telefon, era pe o cameră, erau 2 polițiști. Am observat cum imediat după ce am, eu eram concentrat cu telefonul și am văzut că mă oprește, vine un polițist pe o parte de camion, pe o parte. Mi-am dat seama, am pus telefonul, nu l-am aruncat, nu l-am trântit, imediat vrășmașul spune că n-ai vorbit la telefon, că nu te-o văzut bine. Am spus, m-am luptat câteva secunde în inima mea, în mintea mea și am spus, nu, dar fie ce-o fi, amenda e foarte mare, acum știți, se spunte multe, amenda foarte mare și am zis, Doamne, fă cu mine ce vrei. Am deschis amândouă geamurile, am văzut că fug un polițist pe o parte, unul pe alta, ca așa acum, ca să aibă martor, să nu poți la dosar să spui că n-ai vorbit. Și am venit, am deschis amândouă geamurile, am zâmbit la amândoi și într-o parte și în alta. Un pic cam bizar, cum spune francezul, dar de ce râd, zice? Zic, râd pentru că puteai să vină numai tu, pentru că eu oricum recunosc că am vorbit la telefon. Păi, da, până la altul, ăla din dreapta a plecat înapoi în mașină, mi-am dat actele frumos, am pus capul pe volan și am zis, Doamne, fă cu mine ce vrei, știu că nu e ușor, pentru că se mărește asigurarea, e foarte greu acum ca să poți să ai o linie dreaptă de plutire, am zis, fă cu mine ce vrei, am fost sincer, acum mai departe lucrează tot. S-au dus în mașina amândoi, eu stau vreo 10 minute acolo, mă, ce îmi faci ăștia, că n-am nimic altceva. Au venit înapoi, început să-și pună mâna în cap. Deci, omule, ne-ai băgat la încurcătură. Eu zic, deci, am și recunoscut. Păi tocmai de asta, că ai recunoscut și ne-ai băgat la încurcătură. Nu putem să spunem amen, dar numai pentru faptul că ai fost sincer cu noi. Noi de asta am venit repede, că noi vrem să-i prindem pe oameni ca să la dosar să nu poată spune că nu au vorbit. Dar tu, dacă ne-ai recunoscut, ce putem face cu tine? Deci, uite, am vorbit cu colegul meu și nu o să spunem amen de asta. Nu o să-ți luăm punctul, o să-ți dăm o mică amendă, că avem noi putere să facem legal. Am spus, vă mulțumesc, i-am binecuvântat și am plecat. Și aș dori ca fiecare dintre noi, în lucruri mici și în lucruri mari, în lucruri care ne văd, frațe, în lucruri care ne văd copiii, în lucruri care nu ne văd, nu ne vede nimeni, gândurile noastre,
viața noastră. Să o facem cum vrea Domnul și va fi har în biserică, va fi har în familie noastră, rugăciunile noastre vor fi ascultate. În familie noastră va fi pace. Știți că nu mi-e ușor, vă spun sincer, poate ați observat de multe ori că eu sunt un pic mai serios și am observat că la unii nu le place. Eu, în general, vreau să fiu serios cu mine însumi. Și-o spus o vorbă odată, fratele Mircea, sunt foarte dur cu mine însumi. Și îmi doresc să-mi îndrept viața, dar nu-i ușor. Dar am văzut că este propășire, am văzut că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea. Într-o duminică dimineață și cu asta închei, eram pe bancă acolo și m-am rugat pentru o familie care iubesc mult. Și am văzut că nu-i la biserică și așa m-am mărit. Și am zis, Doamne, nu-i lăsa pe oamenii ăștia să stea acasă. Dacă nu ar avea gând să vină la biserică, pune tu pe inima lor, zădărnicește-i orice plan și nu-i lăsa să stea acasă. Așa am avut o durere a mea lăuntrică și la 10 și ceva au venit. Și am spus, la unul mi-am mărturisit, zic, bă, nu știu ce s-a întâmplat, dar eu să știu că pentru tine așa m-a rugat. Pe așa s-a întâmplat. Vedeți dumneavoastră, bine este anul ăsta, e un an frumos, nu știm, m-a dus fratele dinainte, mă bucur, frastine. Eu cred că am ajuns să mă trezesc și noi, care avem văd mai alb, să ne trezim. Dacă tinerii noștri văd lucrurile atât de pentru venirea Domnului, eu cred că noi, care suntem un pic mai avansați în vârstă, este bine să luăm în serios lucrarea Domnului. Este bine ca anul acesta să fim foarte serioși cu noi înșine, cu familiile noastre, cu copiii noștri, cu cei din jurul nostru, cu colegii noștri de muncă. Odată am vrut să plătesc, am dat la mine la muncă să plătesc cash. Zic, nu mai pune taxe, îți plătesc cash pe tine. Și s-a uitat la mine și mi-a răspuns cu cuvintele Bibliei. Asile, aici e o companie care merge drept. Și am pus capul pământ și a spus, vreau și aici să mă pocăiesc, Doamne, că sunt vinovat. În loc să răspundeți pe Dumnezeu, în loc să vadă mine, că sunt un exemplu, mă face ei pe mine să pun capul în pământ. De asta spun că în toate lucrurile, haideți cu toți, inclusiv cu mine însumi, toate familiile, să avem un an binecuvântat, să avem un an plin de biruință și fiecare familie în parte, să putem să stăm lângă Dumnezeu. Că nu știm nici timpul, nu știm nici anul, când Dumnezeu ne va chema acasă, venim pe rând și plecăm pe sărite. Domnul să ne ajute să fim cu toții mântuiți. Amin. Amin.